Sunt Andreea Gaica, sunt actrița teatrului Ion Creangă și astăzi mă gândeam să vă învăț cum se fac exercițiile de dicție. Știți foarte bine că pentru un actor este important să vorbească foarte clar și să se înțeleagă ceea ce spune el de pe scenă, de aceea face foarte multe exerciții de dicție. Dar înaintea exercițiilor de dicție se face o mică încălzire, cum se face și la sport, doar că noi ne încălzim evident buzele, limba, obrajii, toată partea aceasta ca să o detensionăm și să meargă mult mai ușor. Și în primul rând, primul exercițiu de încălzire, după ce ne spălăm pe mâini, evident, pentru că o să le punem pe obrăjor și o să tragem de obrăjor în sus și în jos, în spate, în față, bine de tot, până simțim că îi încălzim. O să părem așa puțin amuzant, dar credeți-mă că dă rezultat. Hai să încercăm, punem mâna pe obraj, așa, și în sus și în jos tragem de ei, bine de tot. Așa, este un exercițiu necesar și după aceea și în spate și în față, bine de tot, da? Așa, îi învârtim până simțim că sunt un pic mai relaxați și mai elastici. Perfect. Așa. Bun, fiecare face cât simte nevoia. Mai apoi, o să deschidem larg gura, cât putem noi, cât ne lasă de mult gura, pe fiecare vocală, adică A, E, I, O, U, A, E. Hai să încercăm împreună. Larg, da? Mare de tot gura. A, E, I, O, U, A, E. Perfect. Și o să repetăm de câteva ori fiecare acasă. Iar mai apoi, o să împreunăm buzele și o să le lăsăm relaxate și o să încercăm să dăm drumul aerului printre buze. Adică o să facem așa. E foarte simplu, doar trebuie să le lăsăm relaxate și să împingem aerul printre ele. Perfect, la fel, fiecare face cât simte nevoia. Dacă simțiți că vă mănâncă puțin sub nas, este în regulă, înseamnă că faceți exercițiul bine. Și ultimul exercițiu de încălzire, la fel o să tragem foarte bine de buze și o să spunem X și mai apoi împreunăm buze și le ducem mult în față și spunem U. Hai să încercăm împreună. X, U, X, X, U. Perfect. La fel, fiecare face cât simte nevoia. După ce cât de cât am făcut încălzirea și avem acum gura mult mai relaxată și mai antrenată, o să luăm un creion. Acesta este creionul meu de dicție. Va trebui să luați un creion pe care nu l-ați mai folosit până acum sau dacă nu aveți așa ceva prin casă, puteți să luați unul pe care l-ați folosit, dar să-l spălați foarte bine și să-l dezinfectați pentru că va trebui să îl băgăm în gură. Și mai apoi puteți să-l păstrați ca și creionul vostru de dicție, să-l puneți într-un șervețel sau într-o punguță și de fiecare dată când vreți să faceți un exercițiu de dicție, mergeți și luați de acolo. Acum, cum se folosește creionul? Dacă o să-l punem foarte, foarte în spate, în gură, n-o să mai lăsăm voie limbii să lucreze, iar dacă îl punem foarte în față, n-o să aibă niciun efect. Adică, dacă îl punem foarte în spate, nu e așa. Limba mea nu mai poate să funcționeze,
Iar dacă îl pun foarte în față, nu are niciun efect. Da? Bun. Deci trebuie să pun creionul la un nivel la care sunt buzele mele, poate o idee să mai trag de ele. Adică, cam pe aici. Și o să prind creionul cu dinții, dar o să fac tot posibilul, o să fac tot posibilul ca limba și buzele mele să funcționeze cât se poate de normal, pentru că inclusiv cu creionul în gură, va trebui să se înțeleagă ceea ce spun eu. La un exercițiu de dicție, e important să se înțeleagă fiecare literă în parte. Și exercițiul pe care eu vi-l propun astăzi este pentru litera B și sună în felul următor. Bucur și bucura se bucură că Bucurel e bucuros în București. Vă rog să fiți atenți ca fiecare literă în parte să se audă, să se înțeleagă. O să mai repet o dată exercițiul de dicție. Bucur și bucura se bucură că Bucurel e bucuros în București. Și acum o să facem exact ca la încălzire. Exercițiile de dicție au trei etape. În prima etapă o să vorbim rar. Accentuăm fiecare literă în parte și cu gura foarte larg deschisă. Mai apoi o să folosim creionul și mai apoi o să încercăm să spunem normal, firesc, la ritmul la care vorbește fiecare dintre noi. Și acum o să facem acest exercițiu foarte, cu gura foarte larg deschisă, da? Hai să încercăm împreună. Bucur și bucura se bucură că Bucurel e bucuros în București. Foarte clar și trage bine de tot de gură. După ce am trecut de această etapă, am să pun creionul în gură. Evident, puteți să faceți de mai multe ori cu gura larg deschisă. Chiar vă sfătuiesc să faceți asta. O să pun creionul în gură, v-am spus, nu foarte în spate, nici foarte în față. Așa, perfect. Și o să spun acest exercițiu încă o dată, la fel. Nu mă grăbesc, încerc și cu creionul în gură să spun fiecare literă în parte. Bucur și bucura se bucură că Bucurel e bucuros în București. Și evident, după ce spun de mai multe ori cu creionul în gură, scot creionul din gură și încerc să spun exercițiul la un nivel, la un ritm la care pot eu. Bucur și bucura se bucură că Bucurel e bucuros în București. Iar mai apoi ne putem juca cu acest exercițiu, să-l spunem din ce în ce mai repede, dar important este să-l spunem repede și clar. Dacă îl spunem repede și nu se înțelege nimic, n-are niciun efect, da? Încercăm fiecare la ritmul la care poate și cu cât exersăm mai mult, cu atât vom putea să spunem din ce în ce mai repede. Bucur și bucura se bucură că Bucurel e bucuros în București.